Dragi prieteni și iubitori de animăluțe, astăzi 8 aprilie 2019 vreau să vă fac o vaccinare în direct pentru care vreți să faceți acasă. Uitați aici, am cumpărat pe Sorimor mixul și n-am avut gheață. Și ce m-am gândit? Hai să cumpăr o pungă de mixuri de legume, o înghețată, o carne tocată, mai știu eu ce, o suc rece și multe chestii care asta. Uitați aici, cu Pestorimor mix. Aici e pulberea asta pentru el. Și aici e serul care se combină. Și aici avem siringa, acu și o să începem să prindem câte un iepure, să-l vaccinăm, să facem combinația serul cu pulbere asta de vaccin. Așa. De aici tragem niște soluții din asta. Tragem așa mai multe să fie. Și îl introducem pe acest praf. Uitați aici cum se trage singur. Nu știu dacă se trage la asta. Uitați ce priveliște frumoasă de seară. Și acum introducem praful care l-am băgat. L-am băgat serul pe el, îl băgăm acum aici înapoi în acest recipient mai mare. Și îl omogenizăm foarte bine, l-agităm o minut, două, acum nu, să vedem să până prindem iepurile, până nu știu ce. Așa, prindem de piele, saltăm pielea sus și introducem acu. Să-i băgăm un mililitru de vaccin. Și acum îl masăm un picuț să se experseze, trece la următorul. Uite, acum îi dăm la masculul din neozelandez, de California, nu vine să zic câte el. Îi dăm și lui o mică împunsătură. Atât și cu el. Îl masăm și pe el. Așa procedăm cu următorii, până ce terminăm tot lotul cu ei. Așa, să-l masăm un pic și pe el. Punem capacul aici. Și la următorul. Trece la femeluță de neo. Un pic în sperioasă. Trebuie să nu stresăm tare. Așa. Putem să iei un picuț de vaccinuț. Așa. O masăm și pe ea. E sperioasă. Trecem la masculul. Uitați aici ce masculaș frumos. Uitați aici ce masculaș la 4 luni jumate. Un picuț că am sperios și el. Îi facem și lui pentru prima dată vaccin, nu i-a făcut. Așa. Așa, mă, tataie. Uitați aici, exemplar, hai că să-l pun pe masă. Cum așa să pun asta? Ia uitați-le aici, ce e purat la 4 luni jumate. Uitați-le aici, ce exemplar frumos. Crescut la dănuță în gospodărie. O să rămână matcă la femeluțele ce le am. Uitați-le aici, putei. Uitați-le aici, ce șmecherei. Uite, facem și la mama cu 11 puiuți. Așa. Așa, am masat și pe ea un picuț. Super mamă. Uitați aici, ce exemplar frumos.
Facem și la mama cu 9 puișori. O, și piele cu care șepe. Așa, am asemn și pe ea. Și la mămica asta care a avut 11 pui și i-am dat în adopție. În toamnă o luat ea în adopție. Acum mai sunt toți zându să dea ea în adopție. Așa. Foarte mamă, foarte bună mămică. E mai micuță ea, dar și la mămica asta, care în toamnă nu i-am făcut, m-am trezit numai cu puiuți. Puia după 2 săptămâni ce am cumpărat-o, nu mi-a spus omul nimica. Așa e când cumpărați de pe piață, nu știți ce cumpărați. O mămică super, super bună, super, super din toate punctele de vedere. Uite, facem și la mămica asta, pe asta l-am mai băgat-o în ladă. Și terminăm cu acest iepuraș și la iepurița care am cumpărat-o ieri, o să-i fac, mâine o să-i cumpăr și ei o doză.